Poate că nu avem cea mai frumoasă țară din lume, însă se spune că româncele sunt cele mai frumoase femei de pe glob și ne mai mândrim cu ceva. Cu concursurile de frumusețe sunt atât de multe frumoasele României, încât nu ne mai ajung coronițele. Miss Facebook este cel mai nou titlu, iar Iulia Mladin, tânăra care va rămâne în istoria concursului ca fiind prima care l-a câștigat. Însă pentru Iulia, titlul de Miss Facebook nu este doar o confirmare a faptului că este o femeie frumoasă, ci și o carte de vizită care o ajută să promoveze frumusețile turistice ale țării noastre. Iulia Mladin este invitata mea astăzi. Bine venit la Observator, Iulia! Bine v-am găsit! Bună seara! Ce faci? Cum a fost concursul? Bine, concursul a fost, din punctul meu de vedere, foarte frumos, pentru că l-am câștigat. S-a desfășurat în două etape. Prima etapă a avut în jur de 200-300 de participante din toată România, iar în a doua etapă, 12 fete, printre care și eu, au dus competiția până la sfârșit. Asta înseamnă că ești Miss Facebook România? Da, Miss Facebook România. Încă nu s-a făcut un Miss Facebook World ca să pot participa, dar nu e timp pierdut. Și la sfârșitul acestei competiții am fost desemnată Miss Facebook pe baza like-urilor care se dau la fiecare fotografie în mod curent. Fotografie? Câte fotografii au fost și ce fel de fotografii? Trebuiau încărcate 4 fotografii. Eu am încărcat 4 fotografii din vacanță, deci chiar nu erau poze profesioniste cum sunt cele pe care le-am făcut acum în Grecia, de exemplu. Și la fiecare poză trebuiau date like-uri, urmând ca cea mai like-uită poză să fie considerată câștigătoare. Și am fost eu, din fericire. Ce ți-a adus acest titlu? Ce ai câștigat odată cu el? Pentru mine, am spus-o mereu, acest titlu a fost ca o rampă de lansare. Pentru că simți asta? Simt asta. La început, într-adevăr, a fost mai greu până când mi-am făcut un nume, dar concursul a fost mediatizat. În urma câștigării lui am apărut într-un prim pictorial profesionist, într-o revistă. Se poate găsi pe internet care revistă. Iar ulterior am început și colaborările pentru ședințe foto, cum au fost cele de promovare ale cetății Râșnov, pentru că, în primul rând, promovez România. Consider că avem o țară foarte frumoasă care chiar merită promovată. Și acum cele din Grecia, de unde m-am întors recent, acest infotrip, pentru că a fost un infotrip, cu tema Vedete în Grecia, unde eu am fost invitată și chiar bucuroasă să accept această invitație. A fost organizat de către Organizația Elenă de Turism. Și ai stat câte zile ai stat în Grecia? Am stat 4 zile în Grecia, 2 zile în Salonic și 2 zile în Halkidiki. Și când ai fost? În ce perioadă? Pentru că știm că țara a traversat o... Da, exact. Deci, tocmai când noi veneam, se termina o grevă destul de A fost o perioadă agitată. La ei, da, agitată, exact. Dar turiștii acolo sunt feriți de astfel de incidente. Grecia nu este o țară pe 3 străzi, deci ce se întâmplă în Atena nu afectează niciun fel zonele turistice din Grecia. Deci noi am fost... Sunt la fel de ospitalieri grecii, la fel de primitori, de atenți cu cei care... Bine, le trec pragul. Din punctul meu de vedere, au fost foarte atenți, foarte ospitalieri. Acum, nu știu, poate și pentru că sunt fată sau nu, dar ceea ce vreau și o fată să... foarte frumoasă. Mulțumesc. Ceea ce vreau să spun este că în Grecia puteți merge liniștiți pentru că nu sunt deloc probleme. Ei știu să își primească turiștii și să le acorde atenția deosebită de care au nevoie. Deci nu au fost niciun fel de probleme din punctul ăsta de vedere. Spuneai ceva de o ședință foto la cetatea Râșnov. Da. Știu că ai avut de înfruntat un ger năpraznic. Minus 18 grade. Cred că minus 20 sau chiar mai bine. Și vestimentația a fost una sumară. Da. Pentru că această ședință foto am făcut-o prin februarie, deci în miezul iernii, mai ales acolo la cetatea Râșnov era un frig de crăpau pietrele. Și da, eram în costum de baie, cu piei de mistreți pe mine, destul de... Ce alte compromisuri trebuie să mai faci în calitate de miss? Nu știu, alte compromisuri eu n-am făcut până acum. În afară de acestea, bineînțeles, să ai grijă de imagine, să ai un regim alimentar, să mergi la sală, să te îngrijești, cum am mai spus. Astea sunt, dacă vrei, în ghilimele, compromisurile. Am înțeles că după români și greci, deja te-au luat în vizor și bulgarii. Dar suntem concurenți direcți, știu. Știi?
Bine, ceea ce privește litoralul. Grecia, am mai fost întrebată de ce promovez Grecia și răspunsul meu este pentru că este o țară prietenă cu România și așa cum noi ducem turiștii români în Grecia și grecii pot să aducă greci în România. Deci un schimb de ăsta turistic-cultural ne este în beneficiu amândurora. Vor fi tot așa o serie de evenimente în vara aceasta, în mall-urile din București, cu promovarea Greciei, unde voi fi invitată, bineînțeles. Iar legat de ce m-ai întrebat cu Bulgaria, am avut un contract cu ei în vara trecută, cu Albena, mai precis, unde tot așa am realizat niște fotografii. Mai mult, deocamdată, nu. Mai departe, ce urmează? Mai departe vor urma, probabil, noi ședințe foto, pentru că de fiecare dată când realizez câte un pictorial, merg cu el pe la televiziuni, pe la emisiuni, bineînțeles să-l promovez, să-mi arăt munca depusă. Care... Și deja zonele în care veți merge? Nu, încă nu. Nu. Mă țin și pe mine în suspans. Nu le știu încă. Dar, nu știu, sper să fie foarte, foarte ok. Altfel, ce visezi să faci în viață? Visul meu, cel puțin din perioada liceului, că de atunci m-a apucat nebunia asta, să zic, este să lucrez în televiziune. În televiziune? Și, da. Și ți-ar plăcea pe divertisment, pe știri? Mi-ar plăcea pe divertisment sau pe turism, pentru că turismul este o mare pasiune de-a mea, altfel nu mă implicam în toate proiectele astea. Și călătoriile, de asemenea, îmi place foarte mult să călătoresc. Cred că o călătorie este ca o carte citită, deci de unde ai multe de învățat. Și mi-ar plăcea să pot prezenta, să fiu parte dintr-o emisiune de divertisment sau de turism. Așa să fie, Iulia. Îți mulțumesc foarte mult că ai venit la Observator. Și eu îți mulțumesc pentru invitație.